Mizerie și lux în sistemul medical clujan. Deputatul Emanuel Ungureanu a arătat spațiile generoase și luxoase din clinica Imogen a doctorului Stamatian, care se închide la ora 15:30, singura clădire medicală nouă construită în ultimii 28 de ani în Cluj. Este o clădire luxuriantă, cu spații foarte, foarte largi. Nu o să pot să vă arăt din interior. Dacă vedeți, aici este o terasă, sunt spații goale imense. Vreau să înțelegeți că asta este o ambiție personală a profesorului Stamatian, actualmente deputat PNL. Trebuie să vă gândiți că geografic această clădire este într-o mare de clădiri care sunt putrede din secolul 20, sunt clădiri distruse complet. În aceeași zonă se află clădirea veche și insalubră de peste 100 de ani în care funcționează clinica de neurochirurgie. Vis-a-vis de această clinică veți găsi o clinică de neurochirurgie care geme de bolnavi. Sunt 5-6 bolnavi într-un salon, 4 bolnavi. Am vizitat clinica de neurochirurgie de vis-a-vis, care este o clădire din 1905, complet distrusă, unde se înghesuie inclusiv copilaș. Nu este secție de neurochirurgie pediatrică în Cluj și copilașii sunt puși în saloane insalubre. Ungureanu, care este vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, a spus că nu a fost lăsat să viziteze centrul Imogen, construit cu fonduri europene, fără o hârtie scrisă din partea managerului Institutului de Cercetare, pe care l-a catalogat drept Dumnezeu medical. Și iată aici, pentru că s-a putut, pentru că a avut protecție politică, pentru că este Dumnezeu Stamatian și a construit o clinică de cercetare. Nu o să vedeți aici, nu o să vedeți pe profesor Stamatian stând la un microscop, cercetând ceva, coordonând ceva. Veți vedea că tot timpul se plânge că finanțarea este insuficientă. Deputatul Emanuel Ungureanu a postat și imagini cu gropile din curtea clinicii de neurochirurgie, care sunt un real pericol pentru bolnavii transportați aici cu diverse traumatisme.